E o perioadă în care se discută, ați văzut, despre această inițiativă a lui Marcel Ciolacu de a revitaliza bugetul României pe spinarea românilor, pentru că, până la urmă, sigur, distracția se plătește la un moment dat, dar în paralel se continuă discuția despre această problemă a traficului de droguri, a consumului de droguri. E o chestie nou descoperită în România, e ceva ce, sigur, are o vechime în lumea civilizată. Ăia s-au și săturat de nu mai știu să mai scoate la capăt. În România noi am descoperit această problemă recent, odată cu circumstanțele în care vedem că mor tinerii pe șosele, mor oameni omorâți de indivizi drogați cu mașina. Și acum am descoperit această problemă și ne punem problema, bă, pe unde intră drogurile astea? Și odată ce ne-am pus această problemă, descoperim că foarte multe droguri intră prin portul Constanța. Că așa intră drogurile în țări, prin porturi. Și noi avem un singur port, portul Constanța și portul tradițional românesc. Dar în principal portul Constanța. Portul Constanța e ceva ce aparține de Ministerul Transportului. Acolo este mai marele României, domnul Sorin Grindeanu, știți că se mai organiza el imagini spectaculoase din acest port Constanța, despre care s-a vorbit în momentul în care se punea problema că avem nevoie să-l folosim cu grânele ucrainenilor. Și domnul era blocat și era o situație generală acolo, bezmetică în context. Acum se discută despre portul Constanța ca fiind o poartă pe unde ne intră drogurile care intră după aia în copiii noștri, la propriu. Și acolo este un domn, îl aduc în discuție cei de la defapt.ro, un domn Florin Vizan, directorul general al portului. Florin Vizan se numește, este un afacerist local care se plimbă prima Maia cu un Rolls-Royce de 400.000 de euro, zic cei de la defapt.ro, cumpărat pe firmă, potrivit propriei declarații. Presa locală scrie că el este impus la conducerea portului Constanța de PSD-ul din acest județ. Vizan este contabil, absolvent de ASE, aveți imagini spectaculoase cu el, absolvent al ASE și, mă rog, a lucrat la Uniunea Cooperativelor de Consum. Și asta mi se pare spectaculos. A lucrat ce la fel de consum? Cooperativele de consum. Consumabile. Asta e situația cu omul acesta. Ideea este că tai și vezi cine gestionează acest port despre care știm că folosește, întrebuințează doar două scanere, dintre care doar unul merge dintre ele. Și te gândești, dacă o fi întâmplător, dacă o fi ca la vama veche unde aveam un singur drug test și ăla era cu un om plecat în vacanță și te gândești, bă nene, acolo unde se consumă drogurile tu ai un singur drug test și te gândești, bă, nu are cum să fie prostie sau întâmplare. E un fel de a favoriza traficul de droguri. Cum să ai doar două scanere în locul pe unde intră în țară cocaina și alte droguri sau ce mai intra. Vizan le dă clasă, zice presa locală, în avere tuturor foștilor. Foștilor directori ai administrației portuale. Oficial are 10 firme, vreo 5 clădiri și 5 terenuri. Spunem oficial pentru că în realitate averea este mult mai mare. Pe numele său apare trecut doar un scooter. Deci el este un om pe care nume e trecut un scooter. Cine l-a pus pe omul ăsta în funcție, domnul Buzean? Domnul Zanfir. Asta este pus acolo cu susținerea Partidului Social Democrat. Deci nu era lumina aprinsă, ușa deschisă. Și a intrat el acolo. Și a intrat, s-a așezat ancuia pe dinăuntru și nu s-a mai întâmplat nimic. Omul ăsta e numit politic, da? Deci cine l-a numit pe omul ăsta politic? PSD-ul local. Dom'le, ce e PSD-ul local? Dom'le, nu există cu PSD-ul local când vorbim de portul Constanța. PSD, organizația ce? Organizația Constanța? Cine? Municipală, județean? Băi, am nebunit. E o numire centrală. Este un obiectiv național de un interes strategic pentru întreaga Europa, portul Constanța. Cum să a numit cine? Felix Troie l-a pus el acolo. Nu o fi dat și el vreo recomandare, dar decizia e luată de partid la nivel central. Domnul Buzean, deci eu vreau să nu ne distanțăm de logica pe care am folosit-o cu succes în cazul azilelor groazei. Ne-a spus în felul următor. Cine, la umbra cui a crescut acest vlăstar? La umbra marelui om politic X. Zbori și tu, zboară și creația ta politică. Firea a demisionat, a plecat în guvern, pentru că un șofer, fotograf, băiat bun la toate, din anturajul său, patrona niște azile ale groazei. Și păi e normal aici. Să plece. Păi și aici? Aici. Portul Constanța este un eșec. De ce e un eșec? Așa nu, s-au găsit droguri. Da? Nu s-a găsit nicio intenție de a băga droguri în România. Câte scanere are portul Constanța? Câte sunt funcționale? Sigur, în sensul ăsta da. Dacă vrei să discutăm despre grâne, despre lucruri de genul acesta, asta vreau să zic. Da. Domnul Buzean, cine își asumă responsabilitatea pentru șefia portului Constanța? Mai mult decât atât, dacă nu găsește nimeni droguri, dar noi totuși avem droguri în țară,
drogurile astea trec prin porta așa neobservate? Cum transporti tu drogurile astea fără să vadă nimeni ce cu ele? Cum? Nu înțeleg. Cum merg lucrurile? Deci nimeni nu se uită. Ce aveți acolo? Porumb. Și el avea cannabis. Ce aveți acolo? Făină. Și aveau altfel de făină. Cum intră drogurile astea în țară fără să le vadă nimeni? Cum scapă ele de control? Tu îți dai seama că sunt niște oameni în portul Constanța care fac așa semn de mână, treceți, nu e niciun fel de problemă cu drogurile. Deci, domnul Buzer, cineva trebuie să-și asume răspunderea pentru modul în care e gestionat portul Constanța. Eu pe Sorin Grindea nu l-am văzut, în afară de un tremurat ăsta de numeri, nu știe prea multe. Și cred că nu e de acord cu acest trafic de droguri. Nu știu, că nu s-a pronunțat. Cred că nu e de acord, nu e tolerează așa ceva. A fost un eșec, a trebuit să măsurăm brațul ăla. Da. Da? De la Băstroie. Nu am fost în stare să măsurăm Băstroie. Îmi spui mie că gestionăm situația portului Constanța. Deci ăsta e un eșec pe care Partidul Social Democrat trebuie să și-l asume. Deci acum să avem conferință de presă. Astăzi ne-au dat de la miliție comunicat de presă. Dom'le, am intrat peste ăștia, făceau droguri. Am văzut niște filmări într-un hambar, într-un depozit, pe care am zis, nu domne, asta e ilustrație, nu sunt imagini de acolo. Erau trupele speciale pe... Ai văzut cu o hală dezafectată, bam, au intrat, făceau, zic, unde era, mă, hala asta? Nu, domne, aici se antrenau. Când colegii găseră un magazin în spate, într-o cămăruță. Magazinul ăla era vis-a-vis de poliție. Care poliție? Amplasat. Unde? Unde s-a găsit? În București? Da. Nu, unde s-a găsit? Unde s-a găsit, era vis-a-vis de poliție. Dar nu s-au gândit niciodată. Deci acum se încordează, au distrus, au făcut, au dres, că au găsit-o de barac cu niște droguri. Bine, foarte bine că au găsit de barau aia cu niște droguri, drogurile aia nu mai ajung pe piață. Mă, dar mă, lași! Deci au găsit, dacă îi întrebi, îți vor spune. Păi, am prins traficanți. Prins pe copilul ăla, de 18 ani. Am prins depozite de droguri. Au găsit 3 borcane de gem și 4 de cannabis. Domnul Buzean, de-mă, portul Constanța, mă, prinde-mă un vapor cu cocaină. Prinde-mă câteva tone! L-am ascultat ieri pe Bode cu toții entuziaști, l-am ascultat vorbind acolo în interviu pe care l-a dat și omul a venit și a spus, domnule, trebuie soluții, nu vinovați. Dumneatare, văd că dai să cauți vinovați. Da, domnule, vreau pe vinovăție. Domnule, trebuie să cauți soluții și sigur că soluția este să cauți vinovații și să-i schimbi. Te-ai gândit că e logic așa ceva. Bă, mai avea un pic și asuma meritul acelei capturi care a venit cumva pe apă. Deci mai avea un pic domnul Bode și asuma și ați văzut cum am prins cocaina aceea care a fost eșuată pe Marea Neagră. Doamne, ați văzut cum am venit și am luat-o și a sunat un pescar acolo. Doamne, vedeți că sunt niște puși cu ceva naiba să ia, nu știu ce este, făină, ce, Doamne, iartă-mă, e asta. Deci cumva mai avea un pic și-și asuma și această reușită, Lucică Bode, din postura de ministru. Ei își asumă ca reușită și faptul că l-au prins pe șoferul drogat din Vama Veche. Doamne, l-am prins. De bine, de rău, e în custodia noastră. Doamne, brațele voastre toată noaptea. Deci nu se poate. România, în momentul de față, are un stat, un narcostat. Este narcostat. Faceți deja niște... Da, eu cred. Este o părere, nu este o informație. Este o analiză bazată pe niște concluzii la care eu am ajuns, analizând așa comportamentul. Te gândești că e posibil să fie o justificare pentru comportamentul vesmetic? Nu, că nu i-a spus că sunt drogați. Vă rog, asta chiar vreau să semnalez. Aș fi spus, păi ăștia apar drogați. Da. Nu, îi bănuiesc că sunt proști, nu drogați. Pe unii dintre ei. Iar pe ceilalți îi bănuiesc că sunt parte din mafia drogurilor. Pentru că domnul Buzean, urmărește-mă cu raționament scurt. Am văzut pe cine au pus ei în frunte la Agenția Națională Antidrog, care face prevenție cu 3 flyere. De 3 flyere, nu te droga. A râs, am glumit în incinta aici. L-am văzut pe băiatul ăla, era speriat, săracul. Ce să vă spun, e totul praf. Bun. Am văzut cum poliția română face prevenție cu un pop-up. Intri pe site la ei să cauți ceva și ți apare, nu te droga la volan. Bine că mi-ai zis. Ai închis, ai click X și ai trecut mai departe. Am văzut cum cetățeanul ăsta, drogat, puștul ăla, drogat la volan, a omorât niște oameni, da? După ce a fost în custodia poliției, practic, l-au luat, l-au așa, nu i-a făcut nimeni nimic. În regulă, ceea ce înseamnă că ăsta e modul de operare. Nu a fost ăsta un caz excepțional, da? Deci așa tratează ei chestiunea drogatului. De la drogat mergem la traficant. Când mi-au început să-mi vorbesc despre rețele de traficanți, i-a scos pe aia din pauza mare de la clasa 12-a, de liceu, traficanții, dar se pregăteau și de bac. Îi scoți rețeaua de traficanți junior, ce e asta? Ești școala de tineret a traficanților de droguri? Și doamne, iar trebuie să simă 3 traficanți la 18 ani, tu trebuie să vorbești cu părinții lor, și, băi, te lasă mai ta să vii la pușcărie? Deci au găsit 18-19 ani. Astăzi au găsit un chioșc în fața sediului poliției, au intrat cu mascații. Mare te vadă. V-am nenorocit. Ce aveți aici, nebunilor?
a făcut captură record. No, poliția ne-a dat niște înregistrări. Avem înregistrările aia cu poliția, face așa, dacă le avem să le dăm. Au rulat toată ziua la televizor. Niște descinderi cu mascați, zicei că joacă... Operațiune Mamut, ăsta e termenul pe care îl căutai. Părea Counter-Strike. Băi, astea sunt jocuri pe aia, și Counter-a 3, comentăm jocuri pe... 121 de percheziții. Imagine dintr-o fabrică unde se făceau produse da, de vapat... Dar imaginile alea pe care le-a dat nu erau din fabrică. De vapat cu droguri de mare risc. De vapat cu droguri, bun. Stai-mă puțin, domnul. Da. Cum vă apeți, domnule, cu droguri? Domnule, asta zice aici, asta vă spun. Percheziții în județe, Alba Iulia, Hunedoara, s-a pus... Astea sunt... Asta e pregătire aici. Uitați-vă puțin cum au venit în șir indiană. Pam, 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 pam. Băi, față de jandarmi aia de la Cluj, dar nu erau în stare să devină... Uitați-vă puțin aici. S-a terminat. Dacă puteți să și explicați. Și copiii adus... Ia uitați ce aveam aici. Ia uitați-vă ce... Astea sunt dățui, că n-au treabă. Dar restul, nu mai drog. Uite-te puțin aici. S-a făcut această intervenție spectaculoasă de ICOT în combinație cu poliția română. N-ați mai văzut așa decât în filmele americane. Filmați cum merg ei tiptil, tiptil, să nu-i prinde, să nu-i audă traficanții cum intră. Da, domnule, am înțeles, vă bate joc de noi. Astea nu există, poveștile astea despre care vorbiți voi. Ați prins un pic de... Ați prins niște droguri care se vapau. Drogurile alea nenorocite care se vapau. Da, domnule, vă cred. Mai erau încărele cu prăjiturele cu droguri, nu? Tot felul de nenorocit. Au găsit jeleuri cu droguri. Nu mai știu ce să mai inventeze, da. Domnul Zafiu, aici. Treaba este că atmosfera e de lucru cumva. Ne-am pus, uite, nu mai tolerăm. Era și doamna Gorghiu invitată, doamna ministru de justiție, era tot timpul invitată pe subiectul ăsta și încerca să vă explice, să vă facă, să vă trea. Domnule, se lucrează. Domnule, s-a pus pe ei. Stai, domnule, să le dăm oamenilor știrea. Vă rog. Dulciuri pentru copii și țigări electronice cu droguri. Peste 120 de percheziții la o grupare care importa și producea dispozitive de vapat și jeleuri. Jeleuri, da. Care ar fi conținut substanțe psihoactive. Deci ei au destructurat o rețea de traficanți de jeleuri cu droguri. Domnul Zanfir, e mai spectaculos, e exact cum v-am spus. Deci București e plin de seringi până de unele cartiere. De pe Calea Victoriei, lângă Poliția Română se întâmpla toată chestia asta. Nu, aici pe Calea Victoriei. Așa e, uite, un magazin de pe Calea Victoriei, chiar lângă Poliția Română, vindea dispozitive de vapac cu substanțe periculoase. Iată, spune imagine de pe geam să vadă oamenii Calea Victoriei, să vadă ce ascunși erau. Să vadă unde se ascundea această rețea. Unul dintre magazine, era acolo. Deci cum vedeți dumneavoastră, unde sunt mașinile alea oprite la asta, un pic mai în față, pe dreapta e poliția. Poliția Română pe Calea Victoriei, aia era Poliția Capitalei. Cine putea să fie mai în spate, că în fine, cert e că așa... După intersecție, da? Unde era Poliția Capitalei, da, domne. Corect, acum că vădim, da. Deci un pic mai în față aici s-a ascunseseră oamenii ăștia și vindeau, ce vindeau, păi, nu știi, domne, jeleuri cu aromă de ce, de drog? Deci mai aveau un pic să ascundeau chiar în sediul poliției. Deci erau acolo un magazin care funcționa chiar în sediul poliției, cum funcționează o clădire, cum au construit ăștia o clădire ilegală în cadrul PNL-ului. În curtea PNL-ului, da. Radu, e foarte bine că au intrat și au destructurat acea rețea care importa și producea dispozitive de vapat și jeleuri care ar fi conținut substanțe psihoactive. E normal să fie destructurat. Jeleurile cu conținut psihoactiv nu trebuie să existe pe piață de România. Da. Nu e normal să mânci ursuleț de aia cu droguri în el. Dar cu tot respectul pentru această operațiune Mamut, Radu, da, de la vapat și jeleuri... Mă, de la vapat și jeleuri, ajungem și noi la cocaină și heroină și dracului alea care sperie așa numai când le pronunți denumirea, că iartă-mă, oricât de periculoase ar fi astea, dă-le dracului, sunt jeleuri cu conținut psihoactiv, jeleuri, mesteci la ele pe gingii. Așa sunt numite aici, da, definite ca fiind extrem de periculoase. Bă, nene, dar nu știu cum, doamne, iartă-mă, dulciuri pentru copii și jeleuri cu conținut psihoactiv, traficanți de 18-19 ani. Nu, suntem la... O luăm ușor, o luăm de jos. E mini-narcostat! Nu, domnule, stai un junior. Pic, că de jos aici este, până la urmă, ăsta e planul. Băi, o să stai de un Pablo Escobar cu de-aia, cu micuța așa, la grinzi, cu mustață falsă, cu... Lăsați-mă, o sun pe mama, nu mă pare stați. Ce să faci, mă, ce-i asta, mă? Dulciuri pentru copii, domnule, și jeleuri cu conținut psihoactiv. Este unul mediocru, e la fel cum vorbim despre omul ăsta, Mihai Pascu, care s-a dovedit a fi un magnat. Mi se pare același nivel, domnule. Cum s-a dovedit ăsta
Mihai Pascu, tatăl băiatului, un magnat în cadrul acestei situații, un magnat pe imobiliare, pe zona de imobiliare. Uitați-vă și dumneavoastră la el, cum fuge cu pantaloni și ascult, a luat-o în col, a găsit o soluție să scape de presă, să nu mai pună lumea întrebări. Este în acest exercițiu de jogging astăzi, s-a dus acolo să dea niște declarații. Bine că nu s-a dus acolo să dea peste cineva cu scuterul. Dom'le, uitați-vă la omul ăsta, este prezentat ca fiind un celebru milionar român despre care n-am auzit până acum, deși totuși ar fi trebuit să auzim că ne ocupăm cu asta. 714 proprietăți. Proprietăți, uite și eu, și n-avea proprietatea... Ai numărat, vreodată, cuvintele. Până la 714? Niciodată nu m-am apucat, nu, e vast de mers. La un moment dat te plictisești. Da, el nu s-a plictisit, nu doar că nu s-a plictisit, doar că am văzut că... am văzut că le reușește să le țină și cumva în frâu. Păi da, cum faci? Ai o bază de date? Da. Nu poți să ții minte. Că dacă ar fi un consumator, bă gândesc că ar fi greu să le aibă pe căprării, să le aibă, să se concentreze la ele. Doar copilul înțeleg că era cu problemă. El, tatăl, n-avea această Dar crezi situație. Că vă face așa la un moment dat, o dată pe an, ca Hagi Tudose, se scoate galben și face una, două, trei proprietăți. Dom'le, 714, orice ar fi 714, mi se par enorm de mult. Și să vii așa, să vii la un moment dat pe la un 580, bă, deci iar trebuie să iau apartamentele de la capul la număr. Un apartament. Deci apartament. Nu proprietăți, atenție, putem să vorbim despre proprietăți, dar putem să vorbim despre oameni. 714 oameni adunați în fața guvernului, poate părea o situație tensionată. Nu știu dacă are 714 votanți. Mai că mai are 714 votanți. Bun, cert este că se desfășoară în continuare acest proces extrem de important, să vedem cum adună date și așa mai departe. Există o suspiciune pe care o am și pe care sigur o mai revitalizez din când în când. Care, domnul? Că în baza acestui trafic de droguri se ascunde trafic cu dă influență, dar, mă rog, lucrurile vedem cum vor decurge de aici înainte. Domnul Buzean, nouă ni s-au oferit garanții că, în baza legii Anastasia, inițiată de senatorul PSD Cazanciuc, da, cei care omoară oameni la volan, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau fără permis, se duc la pușcărie, nu primesc o pedeapsă cu suspendare. Și ne-am pus problema, dacă nu care cumva... Faptul că nu a fost prins imediat și testat imediat ulterior accidentului, ci la o distanță de timp, ar putea să încurce cumva traseul. Că nu știi dacă poți stabili cu exactitate ceea ce noi credem. Noi credem, sperăm, nu știu, stabili cu exactitate când anume au fost consumate drogurile, ca să poți determina dacă în momentul producerii accidentului era sub influența drogurilor sau după a omorât pe cineva și după aia s-a dus, s-a băut, s-a drogat, cine știe ce a făcut. E o chestiune de nuanță, dar e foarte important de stabilit dacă legea asta, care credeam noi că închide discuția, nu cumva are niște portițe nebănuite. Ca să înțelegem în ce măsură legea Anastasia prezintă niște vulnerabilități sau, dimpotrivă, niște oportunități pentru cei care beți sau drogați omoară oamenii aflându-se la volan, îi spunem bună seara și mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră domnului judecător Cezar Filip, este vicepreședinte al Asociației Magistraților din România. Bună seara, domnule judecător! Bună seara! Am vrea să pornim discuția fix din acest punct al legii Anastasia, pe care noi o consideram ca fiind soluția împotriva celor care, după ce produc o astfel de tragedie, aflați sub influența alcoolului sau al substanțelor interzise, scapă, domnule. Reușesc să scape. Nu neapărat achitat sau așa, dar totuși o pedeapsă cu suspendare. Pedeapsă cu suspendare după ce au ucis oameni. Este momentul de față, legea Anastasia, de natură să ne garanteze că oricine, drogat sau beat la volan, care ucide pe cineva, se duce în pușcărie cu executare, desigur? Legea Anastasia, așa cum a fost denumită, introduce o completare a codului penal la articolul 91, în sensul că exclude posibilitatea executării pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunii de ucidere din culpă, între ipoteze. Atunci când șoferul nu deține permis de conducere, când a condus sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Ceea ce nu acoperă legea Anastasia e situația în care șoferul care săvârșește infracțiunea de ucidere din culpă refuză sau se sustrage de la prelevarea probelor biologice. Deci există și varianta asta, în care șoferul refuză. Există și varianta asta și, teoretic, există posibilitatea aplicării unei pedepse cu suspendare în acest caz. Deci există în momentul de față o mică portiță pentru cei care refuză. Dar cum anume pot... Poți refuza, nu? Că doar nu, ceva, doar nu te leagă de pat și ți... Poți refuza, însă, așa cum am spus, este o posibilitate teoretică.
pentru că practica judiciară a colegilor care judecă în penal este în sensul că se interpretează ca fiind o conduită mai gravă și se aplică tot o pedapsă cu suspendarea. Deci, în mod pentru normal... refuzul sau sustragerea, da, este indicatorul unei fapte mai grave, intenționate. Și se aplică pedeapsa cu închisoare, nu cu suspendare. Asta vreau să spuneți, nu? Sau greșesc eu? În practică. În practică. Însă este important ca această neconcordanță legislativă sau această optică a legiuitorului să nu echivalent cu o încurajare a șoferilor care săvârșesc accidente să refuze prelevarea sau să se sustragă. Și mesajul nostru sau observația noastră aceasta este că fapta este mai gravă atunci când șoferul se sustrage sau refuză prelevarea probelor. Deci, domnule judecător, ca să tranșăm un pic situația aceasta, care e una extrem de delicată și în egală măsură foarte importantă, mai ales în contextul în care ne desfășurăm viețile acum. Dacă refuzi și te extragi, găsești un prilej să nu fii supus acestor probe, este agravant și suficient agravant cât să nu iei cu suspendare în practică, dar în teorie se poate. Aceasta este practica, dar rămâne o posibilitate teoretică, da. Teoretică. Deci există această problemă. Sigur că în momentul de față mă gândesc că nicio instanță din această țară nu își va permite în contextul presiunii publice... Pe cazul acesta. Sau un caz similar, dar în această perioadă. Da. Dar cine știe ce se va întâmpla sau cât de relaxată va fi problema peste 10-15 ani? Că dacă noi discutăm, activă... sigur, în timp. Deci da. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră e că deși putem avea încredere în judecători că nu se va pune problema ca cineva să decidă în acest sens, în momentul de față legea nu obligă la pedeapsă cu închisoare. Dacă nu se face... Dacă... Ceea ce spun eu, că asta este observația pe marginea practicii la care am avut acces, pe care am observat-o. Da, da, da. Am înțeles. Empiric, da. Deci poate fi în momentul de față amendată legea de așa natură încât să introducem și aceste situații. Ai fugit sau ai refuzat? Este posibil o completare a legii și ar fi poate binevenită pentru a transmite un mesaj mai ferm, însă e un aspect care ține de politica penală a legislativului. Absolut. Făceam un comentariu pe marginea oportunității modificării. Ceea ce ne interesa să ne spuneți dumneavoastră e că dacă legea Anastasia ar cuprinde și aceste situații în care se fuge de la locul accidentului sau se refuză prelevarea probelor biologice, atunci n-ar mai exista nici măcar posibilitatea teoretică. Deci exact. nu s-ar mai putea. Exact. Bun. Asta e o chestiune interesantă, pentru că, exact cum spuneam puțin mai devreme acum, subiectul ăsta e fierbinte. Și e foarte multă atenție. Dar, domnul Buzăianu, gândește-te un pic așa în câțiva ani, când se mai relaxează puțin lucrurile și cine știe ce personaj extrem de influent, în cine știe ce colț de țară, e într-o astfel de situație. Și sigur că vom fi scandalizați, vom fi șocați, dar pe de altă parte, la nivel teoretic, se poate. Sigur că aici putem să intrăm și un pic așa, să punem într-un context, pentru că înțeleg că mama a fost reținută, tocmai încercând să pună presiune, mama băiatului a fost reținută pentru că punea presiune prin șantaj pe unii dintre posibili martori. Și atunci, sigur că mărturia ar fi putut fi în sensul acesta, domne, se drogase împreună cu noi, după care s-a produs acest accident. Sigur că în momentul acela se clarifica faptul că era totuși în subordinea unor droguri. Doar că mă gândesc că, făcând treaba asta, miza fix pe această portiță lăsată de lege. Mă gândesc că asta era intenția, cumva, să muți consumul de droguri ulterior accidentului. Ceea ce, sigur, e ceva ce a trebuit corectat la nivel de legislativ. El teoretic, a fugit de la locul accidentului. Și a fost prins jumătate de oră după. Și prins jumătate de oră după. Deci... Este o altă ipoteză la care nu face referire legea Anastasia, cea prevăzută de articolul 336 indice 1 cod penal, și anume consumul de alcool sau de alte substanțe psihoactive ulterior producerii unui accident de circulație până la recoltarea probelor biologice. Mai departe e o chestiune de probatoriu. Dacă se stabilește sau nu, se probează că la momentul accidentului consumase
sau ulterior a consumat. Bun. Sunt câteva observații binevenite și cred că de natură să-i facă atenți pe legiuitori că poate mai merge un pic meșterit acolo la lege, astfel încât să nu mai existe nici măcar posibilități teoretice sau soluții pentru cei care vor să evite pușcăria. Îi mulțumim mult domnului judecător Cezar Filip, vicepreședinte al Asociației Magistraților din România, pentru comentarii, pentru explicații. Știi că, domnul Buzeanu, noi am avut discuția asta cu inițiatorul legii. Da. Care zicea, domnule, nu văd, nu știu ce. Păi hai să vedem. Se poate. Se poate. Bine, noi nu pornim de la prezumția că te întâlnești cu un judecător care să zică, hai domnule, nu pornești de la prezumția asta. Dar pe de altă parte nici nu poți garanta pentru fiecare membru al unei profesii. Sigur, da. Sau da? Pentru orice altă profesie. Orice fel de profesie. Asta e variabila umană. Nu poți ști niciodată peste cine dai care spune dacă e permis în teorie, o voi aplica în practică. De ce nu? Ce se poate întâmpla dacă mie legea îmi permite? Ei, și ți-am zis, anumiți oameni, într-un moment în care nu se mai discută despre droguri. Are logică ce spun și în cazul acesta și poate că ăsta să fi fost planul, dacă lucrurile se așează așa, mama să încerce să influențeze martorii și martorii să fi putut să fie, să depună mărturie că s-a drogat înainte de accident și ea să încerce să-și construiască apărarea, să spună, domne, s-a speriat, a tras pe dreapta, a tras niște prafuri și a... N-a mai putut începe, a avut un atac de panică, a luat niște pastile să se liniștească. În momentul impactului, nici nu știa ce ea, nici nu știa ce avea. Am crezut că am lovit un animal sau ceva și în Imperiul Groazei a luat niște pastile să se liniștească, ce a găsit la el, ce nu știu ce. Sigur povestea că... poate fi construită. Sigur că e lipsită de credibilitate, Radu. El nu crede nici dracu că s-a întâmplat așa, când cu 4 ore mai devreme cetățenii sunau la poliție. Domne, circulă ăsta ca nebun, haotic. Dar îți vine să crezi că un băiat prins de poliție cu droguri în mașină este lăsat continuu să meargă în continuare, să-și continue deplasarea? Nu-ți vine să crezi? Dar îți vine să crezi că în 2023 niște judecători de la înalta curte spun că securitatea nu era atât de dracului și că dizidentul Ursu făcea jmenuri cu bani? Nici era valutist? Vine să crezi, nu te-ai fi așteptat. Deci nu m-aș baza totuși pe ideea că nu-ți vine să crezi și atunci. Dacă nu-ți vine să cred orice. Natura umană e spectaculoasă, da? E ofertantă. Mai e ofertantă și e mereu neașteptată, domnul Buzean. Uite. Deci, în atâta timp cât există posibilitatea teoretică aplicării unei pedepse cu suspendare, eu mă aștept ca cineva să uzeze de această posibilitate teoretică. De asta e foarte binevenită intervenția din partea Asociației Magistraților, pentru că oamenii au atrag atenția. De alarmă foarte utilă. E lăsat un loc liber acolo, teoretic. Hai, sunt curios dacă în Parlament se vor sesiza în momentul ăsta și vor spune, hai bă, să introducem și zona asta. Fugitul de la locul accidentului, refuzul de prelevare, de ce nu le puneți acolo? Păi cine vreți să protejați, dar nu le includeți în lege? Dar vine să crezi, de exemplu, că s-a produs un accident, o doamnă care își aniversa ziua de naștere, în ziua respectivă a ieșit un pic în poartă să primească un tor, moment în care peste ea a intrat un nebun cu mașina... Și el s-a dovedit ca fiind fost șef la BCCO și ulterior, inițial, mă rog, s-a dovedit, era ideea că era drogat, după aia a zis, dom'le, nu, luasem niște pastile care cu alcoolul... Îți vine să crezi așa ceva că într-un final omul acela dă să scape pentru că s-a decis că, dom'le, nu erau chiar droguri, drug testul ăla a dat niște erori acolo în cazul lui. Nu-ți vine să crezi nici asta, dar nu m-aș baza pe ideile pe care le-ai putea crede sau nu. Pe de altă parte, îți vine să crezi că stai de vorbă, dau un exemplu așa, stai de vorbă cu un om, viceprimar al capitalei, al Bucureștiului. Viceprimar general? General. Și sigur, stai de vorbă cu el, omul nu reușește să lege 2-3 vorbe, după care, în ciuda faptului că n-a legat 2-3 vorbe într-un dialog cu... Da, cu moderatorul, am văzut caz real, am văzut eu cu ochii mei. Nu, eu nu cred asta. Domnul Zanfir, n-a legat 2-3 vorbe, că nu cred. El a fost numit în continuare în funcție și pus să numească mai departe oameni în conducerile spitalelor. Da, domne, că tu capitală. Am înțeles, sunt situații excepționale, dar așa ceva nu cred că s-a întâmplat, domnul Buzean. Domnul Zanfir, a numit într-un consiliu de administrație o persoană acuzată de tentativă de omor. Hai, domnule, termină. Domnule, vă spun că am văzut cu ochii mei situație în care... Domnule, vreo probă că s-a întâmplat așa ceva? Da, domnule, am probe, am văzut cu ochii mei și pot să vă arăt... Regia, caseta, vă rog, să vedem dacă s-a întâmplat vreodată în țara asta un dialog cu un viceprimar general care să nu poată explica de ce a numit un acuzat de tentativă de omor într-un consiliu de administrație la spitalele din capitală. Hai să vedem, dar poate o fi cum ce domn Buzeanu, dar viceprimarul argumentează spectaculos, nu, eu am văzut, n-ai cum să te opui. Nu mi-a venit să cred.
Eu n-am văzut, asta e în premieră pentru mine, chiar aștept cu interes. Caseta. Activitatea dânsului mi s-a părut relevantă pentru a-l propune într-un consiliu de administrație. Deci ce a făcut? Și-a făcut treaba exemplară. Adică? Adică în activitatea pe care a avut-o ca inspector. Așa. Deci era șef serviciu. Așa? Da. Și ce a făcut? Ce a inspectat atât de bine? Spuneți-ne ce v-a zis la interviu. Domnule, uite, am fost acolo, am inspectat, am făcut Andres. Domnul Tomescu, vă rog. Asta este opinia mea. Deci, procesul transparent de selecție a membrilor consiliilor de administrație a fost că v-a lăsat o impresie bună dumneavoastră, pe care nu o puteți argumenta acum public. Da. Am înțeles. Asta este în regulă. Haideți să discutăm și despre alți oameni pe care jurnaliștii de la Newsweek de această dată i-au evidențiat ca fiind girați de dumneavoastră pentru Consiliul de Administrație. Înțeleg că doamna Daniela Alina Alexandrescu, 3 ani caseriță la Kaufland, iarăși, domnul Florin Barbu, fost comisionar Vamal, doamna Dimitriu Violeta, fostă șefă la magazinul Romarta, îmi cer scuze. Deci tot felul de oameni, domnul Zafir, nu credeați, domnule, uitați imagini cu un renumit prezentator care dialoguează cu viceprimarul și nu doar că el continuă să-i numească pe oamenii ăștia, deși au aceste CV-uri cumva în desfășurare, domnule, dar el în continuare este numit viceprimar, că mă așteptam să se renunțe cumva la această tentativă. Te-ai gândit, domnule, am greșit cu el, văd că nu leagă două vorbe, e o situație, ne facem dracu de râs cu el, hai să nu mai continuăm cu această șaradă. Nu, domnule, a fost numit în continuare în funcție și el la rândul lui a numit oameni în funcție. Mă, Radu, știi cum erau emisiunile alea de regulă la radio cu farse pe telefon? Da, domnule, Daniel Buzdugan, îl știu. Daniel Buzdugan, la televizor, cine era? Fătul la OTV, nu știu, dar așa. Domnule, am avut senzația că fac ăștia de la USR mie farsă pe telefon cu Tomescu. Să apară un tort. Mă așteptam la un moment dat să spun, că nu eram în direct, chiar credeai ce fel de om să fii. Să spun, haideți, domnule, că glumeam cu dumneavoastră. Era... M-am gândit că era de Paște. Da, da, da. Și eu lipseam la emisiune, da. Da, da, da. Nu știi ce ai pierdut. Păi da. Și mă gândesc, băi, o fi vrut o glumă de asta de sărbătoare acum, de Paște, dar zic, nu prea merge. Paștele nu merge. Nu Crăciun. Păi, ce să te aștepți de la? Paștele... Deci, Paștele cailor. Domnul, nu pot să cred. Eu după aia am ascultat înregistrarea. Zic, bă, poate ți-a auzit greșit de studio. Deci omul ăsta nu putea să inventeze măcar un motiv pentru care punea persoane absolut irelevante profesional în consiliile de administrație ale spitalelor din România. Irelevante, ca să fii delicat, pentru că numește în egală măsură și un om acuzat de tentativă de omor. Da, a numit și așa ceva și l-am întrebat de ce și a zis că și-a făcut foarte bine treaba ca inspector. Cum? Foarte bine. Foarte bine. Bine, discuția a curs, domnul. Bine, ceva mai am avut tendința de a crede că un partid serios, cum se pretindea USR la acea dată, va renunța la această propunere de viceprimar general. Nu, s-a insistat cu ea. În momentul în care omul mi-a spus că a trăit în, nu știu, cu 300 de lei pe lună sau nu știu ce, că atâta veneau veniturile împărțite la 12 luni. Un personaj foarte complex. El medic stomatolog, de altfel. În capacitatea asta de a stârni rumoare. Mi-a spus că... Fără să îi pun la îndoială chipzuința financiară, pare că nu trăiești cu banii aia în București, cel puțin, sau oriunde în România. Și a zis, păi mai aveam și niște conturi cu dobânzi și avea un cont de 5.000 de lei declarat. Fără să fiu mare finanțist, domnul Buzeanu, dobânda la vreo 5.000 de lei... Nu mai pare ceva. Nu e vreo reușită financiară, dar nu e de natură să schimbe statutul social. Deși ca să-l citesc pe domnul Ciolacu, întreba ce reușește să cumpere cu 100 de lei, domnule, cumpăr masiv, sau cum a zis, cumpăr masiv, complet. Tot ce-mi trebuie. Tot ce-mi trebuie. Tot. Da, masiv, în cumpăr viu. Masiv. Bun. Cert este că omul acesta a rămas... A generat? Și a generat ceea ce s-a început în discuția publică de ieri. El a demisionat? Nu, din potrivă, este instaurat acolo în funcție. A numit și el mai departe niște oameni. Omul pe care l-a numit el este în momentul de față, cred că reținut, bănuiesc, nu? Ultima oară când am verificat, era reținut. Avea niște mici rețineri. Și s-au publicat și niște stenograme. El este cel care... Avem și niște stenograme la dispoziție. Da, care
Ar fi păcat să le citim. E păcat. Discuția se poartă între Plută Cristian, director adjunct ASMB, un om pus în funcție acolo la administrația spitalelor de Partidul Social Democrat. Deci de Gabriela Firea, ca să fim mai... În administrația Gabriela, nu știa că l-a pus personal. Așa, chiar dar chiar a fost menținut în această funcție. Menținut și rulat până alte funcții de conducere. De viceprimarul ăsta pe care l-au pus exact stăpân pe zona de spitale din capitală. Asta înseamnă ASMB. Denunțătorul este chiar șeful ASMB, iar Plută este adjunctul în această formulă. Că a fost și Plută șef singur, a fost și adjunctul altuia. În orice fel de combinație de formulă de conducere, Plută ăsta, sub oblăduirea viceprimarului general, pe care l-ați ascultat puțin mai devreme, a fost inserat. Vrei să fii denunțător sau vrei să fii Plută? Nu, te las pe tine să fii ambele persoane. Încearcă ambele ca să... Amândoi? Joacă pe două voci, da. Vai! Este și care sunt lucrări? O provocare pentru mine. Și care sunt lucrări și care sunt reparații curente? Toate. Toate sunt lucrări? Ok, bun. Deci ai zis că ea dă la lucrări. Bun. Da. 10.000. Și mai sunt 250.000. Ăștia în plus față de aia 10.000 sau cu totul? Nu, ăștia cu totul. Totul o să fie până la sfârșitul anului. Cu aia cu tot sau fără? E neglijabil, adică nu știu să spun. Păi, nu știu, aproximativ, deci nu sunt din ăștia. Bun, deci și 250.000, zic așa, împărțit la nimic. Doar ai mei 210.000 de euro? Ăsta este punctul culminant al dialogului. Mi se pare exagerat. Cu denunțătorul care vine și spune, domnule, 210.000 ai mei, e o greșeală undeva. Și vine Plută Cristian și zice, eu nu muncesc degeaba. Denunță. Păi și stai așa, Plută. Adică 3 inși înseamnă 600.000 de euro, mi se pare mult. Nu e greșeală pe undeva? La asta nu fac greșeli, zice Plută Cristian. Băi, la asta nu fac greșeli. Băi, ce împarți tu sutele de mii de euro, băi, Plută, băi. Domnul Buzenu, tu vorbesc cu oamenii ăștia de sume fără niciun fel. La asta nu fac greșeli, eu nu muncesc degeaba. Bă, dar tu n-ai salariu. Bă, dar tu, Plută, n-ai salariu. Te-și veni cu Pluta la primărie. Pe ăsta-l ținea, mă, viceprimarul Seris Tomescu, de mai inexplicabilul Tomescu, pe ăsta-l ținea, mă, în funcții. Pe ăsta care nu muncea degeaba. De ce, domnul Tomescu? Ajungeau și la matale niște bani? Nu știu, te întreb. Păi la un moment dat a ajuns Vlad Voiculescu să facă scandal. Era președintele USR București, la sot dracului de treabă. Măcar pe linie de partid trebuie să respecti, dacă nu așa ca om. Făcea Vlad Voiculescu scandal că ăsta era prea tare la butoane. L-a făcut după aia adjunct, l-a plimbat un pic pe acolo. Domnul Buzeanu, ăsta este un subiect pe care USR ar trebui să comunice mult mai apăsat. Și spun și de ce. Pentru că au și argumentul. Denunțător. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă, cu PSD-ista aia venită din UNEPR. E vehiculată ca fiind ceva cu care au insistat ei. Bun, okay, așa. Noroc cu traseiștii de la PSD că sunt denunțători. Ea fiind PSD-ista, asta e ideea. Denunțătorul este proclamat ca fiind ceva ce USR-ul a făcut. Domne, noi l-am asamblat acolo, deși sigur are trecut PSD. Da, domne, gata, okay. E foarte bine, bravo, ăla ai pus de ei. Așa. Dar și ăsta ai pus de ei. Da. Și eu îți spun în felul următor, USR în momentul de față ar putea, dar rămâne de văzut care e șmenu. Că aici e un șmen, eu așa o simt. Eu simt un șmen. Mie îmi sună șmen. Miroase șmen, are daftă șmen. USR putea să vină și să spună. Domne, Horia Tomescu, Horia îl cheamă, nu? Da, Horia. Horia Tomescu ăsta cu care v-am păcălit să ne votați, deci ne-ați votat să îl aveți pe Vlad Voiculescu viceprimar general. Că la bancurile alea. Și ce ți-a venit acasă? Și ce-am cerut și ce-am primit? Exact, ce-am primit? Deci oamenii s-au și-au votat Vlad Voiculescu viceprimar general. Că să știi că mulți au votat formula asta pentru Vlad Voiculescu. Că Vlad Voiculescu era vehiculat ca posibil primar general. A zis, da, dom'le, nu mai intru eu în competiție. Du-te tu, Nicușor, vin viceprimar general. Ăsta a fost un compromis pentru mulți oameni. Dar Vlad Voiculescu a vrut să fie ministru al sănătății atunci. Da, dom'le, stai o secundă. Da. Stai o secundă. Că până să fie ministru al sănătății, a venit ăsta viceprimar general. Susținut de Vlad Voiculescu, mă duc aminte. Sigur că da, susținut, nesusținut. Da. Omul ăsta a menținut în funcție acest personaj. Horia Tomescu de mai devreme. Vlad Voiculescu a făcut scandal. Bă, ce-i cu Plută ăla? Nu-mi place Plută ăla. Tomescu l-a luat, l-a adus, l-a plimbat, la hai mă, i-a făcut o alba neagră. Deci mie mi se pare senzațional cum USR în momentul de față îl ține în brațe pe viceprimarul general Horia Tomescu, pe care l-ați văzut. Adică... în câteva minute. Nu vreți să-l vezi în toată splendoarea lui? Intrați, căutați în arhiva emisiunii noastre ediția de în cât era 30 aprilie
21. 30 aprilie 2021. Îl vedeți pe m-am vorbit că 40 de minute. M-am blămurit. Nu, nu, las-o dracului. Așa, nu m-aș duce cu tot respectul nici să-mi pună plombă. Ce, nu, să-mi facă un detartraj, nu m-aș duce la omul ăsta. După părerea mea, ascultându-l, mi-am dat seama că e o persoană extrem de suspectă pentru că el nu deține capacitățile. Așa am remarcat eu. Lasă, domnule, că poate e timid. Nu, cât, l-am văzut. Să facă toate aceste malversațiuni, adică l-ai văzut, nu reușea să te păcălească. De ce USR îl ține în brațe pe Tomescu, da, și nu amintește că Vlad Voiculescu a cerut schimbarea acestui plută? Ia, asta mi se pare suspect. Deci mie mi se pare suspect. Nu știu. Eu mi-aș dori să nu existe un blat între oamenii fostei administrații și unii dintre oamenii noi din actuala administrație. Dar am văzut oameni suspecți, domnul Buzeanu, în actuala administrație. Nu veniți pe filieră Nicușor Dan, că Nicușor Dan n-are filieră. Venicușor, dar în afară de consilier, nu poate să pună pe nimeni. Într-o situație stranie. Și trebuie, știi cum e? După ce că trebuie să mănânce, trebuie să-i laude și gustul. Domnul Buzăianu, asta e situația Nicușor Dan, ca să se poată, ca să poată spera la încă o majoritate în Consiliul General pe perioada următoare sau susținere la următoarele alegeri. Dar eu am văzut cum un personaj dubios, că am făcut cu domnul Mușoiu acum o săptămână sau două o discuție, cu niște oameni din spatele unui fost șef ișcir. Știi? Instituția aia care nu-și făcea treaba inclusiv la Crevedia. Și am găsit acolo niște nume pe care acum le găsesc în funcții de conducere în administrația capitale. Îl găsesc pe omul ăsta în administrația PSD în continuare în funcție sub conducerea domnului Tomescu, că da, el are responsabilități pe zona asta. Deci sunt cam mulți oameni reșapați și puși acolo. Ba de PNL, ba iată, cu regres spun și de viceprimarul Useriz, nici nu mai gândesc că îi lații ce fac. O stare de încurcătură în momentul când vezi că pui un om acolo, și aici mă refer la viceprimarul ăsta, îl pui pe un om acolo care e vizibil într-o situație ridicolă permanentă. Adică ai văzut că orice subiect îi puneai pe masă, omul nu reușea să încropească nici măcar o minciună. Nu reușea, n-avea această abilitate, n-avea nici măcar capacitatea de a pune cap la cap o minciună cât de cât plauzibil acolo. Și sigur că nu poți să te miri după aia de ce generează omul ăsta. N-ai cum să te mai miri. Că te poți mira de un om capabil pe care îl pui acolo și care generează niște situații bezmetice. Dar de un om care nu reușește să formuleze o minciună ca lumea plauzibilă. Nu poți să te miri. N-au avut decența să-și pregătească, mă, niște... Să-și pregătească niște explicații. Deci când au pus oameni ăștia, o doamnă care a fost caseriță, dar foarte bine că a fost casier. Nu, ăsta e un lucru extraordinar. Dar nu te duci la administrația spitalelor. Da. Nici tu nu te uci în administrația. Dacă te-ar fi pus pe Radu Buzăianu, îl suna pe domnul, că tu erai în concediu, că era cu Paștele. Cu aia, îl suna pe domnul și domnule, mă uit pe CV-ul domnului Radu Buzăianu. Nu scrie, domnule, nimic. Vrei să scrii să Radio TV, ce treabă are cu spitalele? S-o fi dus să-și facă omul vreodată, vreo analiză, vreo test de sânge, vreo ceva, dar altceva. Ce treabă are? Nici măcar asta. Vezi că nici măcar atât. Nici măcar acest argument nu-l ai. Bă, ăla cu tentativa de omor, mă gândesc că a avut tangență cu spitalele, că omul a ajuns în spital. Da? Înjunghiat. Victima ajuns. Păi nu și poate asta fă. Da. Păi las-o, doamne, iartă-mă, în pace, te iei de acolo. Te-ai mai luat pe unul de la... De unde mai era, Bradule? Comisionar Vamal. Dar foarte bun și pe deci spital. Nu, asta chiar am remarcat. Iar așa n-aveți oameni cu... N-am spus să vă puneți exclusiv. Dar oameni care au tangență. Din partea societății civile puteai să vii cu oameni. Da, cu organizații non-guvernamentale, puteai să te rogi de doamnele alea de la Dăruiește Viață să spui, nu vreți, domne, să fiți în administrația spitalelor din București, că ați strâns bani până ONG-ul dumneavoastră și ați construit un spital. Ne, întrebarea mea e, cum suntem condamnați numai la mediocrești? Adică asta este o chestiune în care mă tot învârș și nu reușesc să-i dau de cap. Bă, cum suntem tot timpul năvăliți de mediocrești? Adică este o stare de mediocritate continuă în jur. Când te uiți în jur, apare un om care nu se pricepe la domeniul pe care îl pui. Hai să luăm un pic pauză, de publicitate de excepție, nu mediocră, da, și ne întoarcem cu un final de mare angajament. În timpul existenței noastre aici se desfășoară în Paris campionatul mondial de rugby și sigur că România a zis, domnule, dar poate e un prilej bun să ne facem reclamă, să aducem cât mai mulți turiști aici în România. Și au investit o sumă de bani, cred că vreo 100.000 de euro, parcă l-am auzit pe domnul ministru Oprea să zic în chestia asta, în această chestiune pe care o vedem aici, în acest autobuz care se plimbă prin Paris făcând reclamă la la Castelul Peleș. Și zice acolo, sigur, domnule, în 3 ore fii aici în România, uite-te și cât de aproape e România, doamne, de ce nu? De ce la 3 ore. Deci păi, nu te fii acum în avion. Azi ce faci? Ce treabă pare ai? Pare că am dat o fugă. Băi, unde ai fost? Că te așteptam aici. Băi, am dat o fugă până în România, la Peleș. Bine, ei te anunță că faci 3 ore cu avionul. Da.
Păi da, mă, Buzeanu, după aia mai urmează încă patru. Lasă-le pe alea. În primul rând, ai 3 ore de zbor, nu? Da. Bun. Mai calculăm și timpul așa pierdut până aeroport. Și după aia, domnul Buzeanu, unde te lasă mai aeroportul ăsta? Aterizează acolo la Sinaia? Este în București și până în Sinaia, sigur. Păi da, pe Valea acolo ce mi-e provocarea. Da. Păi aia e problema. Păi a zis cineva că se ajunge greu pe aeroport? Da, da. Ceea ce nu menționezi tu, vezi, și asta nu-mi place. Sloganul este următorul: lasă-te surprins de România. Și atunci, sigur, că odată ajuns... Surpriză! Surpriză! Mai sunt încă 4 ore! Surpriză! S-a dublat termenul! Da. Bun, da. Deci, hai să le spunem parizienilor, că după aia ne reclamă la protecția consumatorilor, că i-am păcălit. Dom'le, 3 ore până pe aeroport. După aia, dacă nu vrei să te întorci direct acolo și vrei să vizitezi ceva... Dar abia de acolo începe experiența. De acolo începe experiența și surpriza. Și îmi place și această definiție și mi se pare că e o ștampilă bună pe care trebuie să o punem în România. Lasă-te surprins de România. Mie îmi place chestia asta. Noi asta facem în fiecare zi, cu asta ne ocupăm. Mai avem un pic Răzvan și sărbătorim 6 ani, nu știu, în octombrie sau când se fac 6 ani. Facem de 6 ani emisiuni. Da. Dom'le, ne lăsăm surprinși continuu de România. Deși, sigur, se petrec lucruri în fiecare zi, dom'le, de fiecare dată rămânem așa într-o stare de surpriză. Nu te aștepta la așa ceva. Și asta puteți fi surprinși de bună România mâine de la ora 18, domnul Buzeanu. Cu ocazia zilei de mâine, sigur. Dar până una alta. Tu știi că un polițist din Vaslui a fost depistat sub influența drogurilor în timp ce conducea o motocicletă? Domnul Zanfir, mă surprinde ce îmi spui. O fi mestecat pe gingii niște jeleuri, Buzeanu? Mi-a luat niște jeleuri, m-am trezit în situația asta. Doamne, nici n-am știut că au așa efect. Tot pe drumurile patriei, că asta nu le spunem francezilor. Pe autostrada București-Pitești, un microbus cu 8 locuri a fost făcut praf, prins între 2 tiruri, 5 persoane au decedat. Da? Pune și chestiile astea pe tir acolo sau... De ce nu spuneți că la Brașov e aeroport? Sigur, între, nu știu, 2 și 4 funcționează, între orele 2 și 4. Despre asta nu spuneți. Aeroportul din Brașov? Da. Și da, sigur, aia e la Sinaia. Întâmplarea cu Peleșii la Sinaia. Peleșii Sinaia mai e un pic așa. Nu am văzut o emisiune la Ștefan Edveș cu aeroportul din Brașov, care pe care azi îl vedem, dar nu e. Părea așa ceva în pauză de masă. E dacă prins deschis, nu sunați. Dacă ai noroc, trebuie să ai și șansă. Hai, mă, lasă-mă. Să fii surprins. Bun, luăm o scurtă pauză până mâine. Revenim cu surprize. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 18. Toate cele bune.